La cheamă-l XBX2. Lipto, o să-i spun. Regalii scoate pe Light Dice. Double-ul lui Regalii scoate și pe care se. Este best of 1. Mihnea îl găsește pe Hybrid. Pică kit-ul din arsenalul celor de la cartel. Apasă smoke-urile. Rene nu găsește pe nimeni. Acolo este Lipto. Rene scoate pe MK. Face tipul aici sound, nicio frică pentru micuțul jucător de la GameAge. Așteaptă Rene, face picul Lipto și reușește entry-ul jucătorul de la GameAge. Se uită și short. Mihnea scoate pe Light Dice. KRS îl scoate pe Rene. Care se, KRS, care se probabil. FNK îl scoate pe Hybrid, iar care se. Chris, bă. Chris, merge Chris. Scos de Mihnea. La fix după ce Mihnea găsește pe Light Dice. Este atins K. Cristi îl scoate pe Sound. Rene vine cu trade-ul molotovul lui Mihnea. Dar K scos în molotov de Mihnea. Sheesh. Hybrid face picul în... Picul în conector, însă Regali este pregătit cu polarul. Ai luat 10 lei de la... De unde nu trebuia, și ce zic. Și ai pus înapoi după ce ai venit cu 30 de lei de la LAN înapoi. Ok, scoate pe Rene. Light Dice pe Mihnea. Vine trade-ul lui Sound. Lipto totuși răspunde și el cu un frag. Rămân Regali și cu FNK într-o situație de 2 versus 4. Smoke din partea lui Regalii, vine și flash-ul, este puțin cam în față, smoke-ul. Aruncă un flash Regalii și agresiv către conector, îl scoate pe Lipto. Quick scope-ul din partea lui, situație de 3 versus 2, toți jucătorii de la cartel sunt în CT. Face picul Regalii, dar în kick polar este pregătit, FNK vine cu trade-ul. Scuns la prost FNK, nade-ul asupra sa, vine și molotovul. Hybrid îl pune la pământ pe FNK și este prima rundă pentru capul cartel. Capul lui Sound! Seacă 3 jucători, apasă aici, Hybrid, putea să prindă linia de 3, însă flash-ul i-a ajutat pe Game Agents Christy, însă bag în short, face un frag și Lipto. Dacă și pe Regalii, Christy scoate pe Regalii, rămâne doar FNK, iese aici la frag, dar Christy prin smoke reușește triple kill-ul. Așteaptă și Lipto aici, reușește un frag alături de Light Dice. Mihnea scoate pe Light Dice, Lipto iese pentru cel de-al doilea frag. Mihnea a reușit trade-ul pe Christy, dar este o situație în avantajul celor de la Game Agents. MK îl scoate pe Sound, iar Mihnea cu 15 HP va fi picuit aici de Lipto și este triple kill-ul pentru el. Două carte și avansează către conector Hybrid. Este un offangle, îl prinde pe FNK, Regalii scos de Christy. De la cartel face double pick-ul, Sound scos de Christy. Mihnea, și un frag, apasă aici Rene, un singur frag și pentru el. Scuz Mihnea, spatele site-ului. L-a văzut Christy, face picul Mihnea, rămâne 1 versus 1 cu jucătorul de polar. Nu știu ce sară după site, Lipto avansează și îl scoate pe jucătorul de la Game Agents cu SP-ul. Observă Christy ceva neregulă sub geam. Și vor intra aici Game Agent Sound. Avansează către junglă. Îl scoate pe Lipto. Regalii l-a scos pe MK. Nu știu că pe site-ul ăla. Însă Regalii reușește double kill-ul. Sound îl scoate pe Hybrid. Vine Christy din conector. Se repoziționează Mihnea. Să placeze default. Îl scoate Christy și pe Regalii. Aruncă molotovul pe default. Mihnea a uitat să iasă. Christy quad kill-ul pentru el. Se rapid la site-ul B din partea Game Agents. Acolo așteaptă Christy short. Pus la pământ Rene de către Hybrid, FNK îl scoate pe MK. Double-ul pentru FNK, în continuare așteaptă foarte bine jucătorul de la Game Agents, Light Dice, face picul spre conector și îl scoate pe FNK. 3 versus 3, Sound sare și el către conector, poate să-l prindă pe Light Dice de pe default, însă Light Dice câștigă acest duel și își aduce echipa în avantaj. Game Agents se grăbesc spre site-ul A, rămân Regalii și cu Mihnea, intră Mihnea prin molotov. Ba nu. S-a oprit înaintea molotovului. Scoate Mihnea pe Light Dice. Christy însă pe Regalii. Rămâne doar Mihnea 1 versus 2. Fac picul jucătorii de la cartel. Hybrid smoke-uri. Folosesc utilitățile de aceștia. Iese Light de sub palat. Sound.
Două fraguri pentru el, îi prinde din spate, Livor scoate pe FNK, pasă Sound, Renel scoate însă pe jucătorul. Triple Sound, foarte bun triple kill din partea lui, iar în Kay este scos de regalii cu un glonț de Deagle. Cristi, două fraguri rapide în short, FNK scoate pe Light Dice, Rene avansează către site-ul B și îl găsește pe Cristi. Ajungem la 3 vs 3, Hybrid este ascuns în site cu MP9-le. Asta e cu grijă, Rene ajunge, Hybrid chiar lângă el, regalii răspunde cu 3. Așa, regalii picul, FNK însă îl găsește pe Libdo. Avantaj pentru Game Agents în acest moment, MK. Face picul și ce timing prinde aici MK, îl scoate. Se oprește în acest kitchen, văzut de FNK, reușește fragul FNK. Foarte important aici fragul. Picul în casa, în casă B din partea Game Agents, Rene, un frag pentru el, Light Dice vine cu trade-ul, Hybrid îl scoate pe FNK, regalii. Prinde linia regalii cu SP-ul, își aduce echipa în avantaj, dar doar pentru scurt timp, din nou regalii, încă un frag pentru el, triple-ul, MK rămâne 1 vs 2, are Glock-ul, are bomba și armura, reușește clutch-ul, MK. Două cauri de la cartel, băieți de la Game Agents au pistoale și un scout, apasă aici MK și scoate pe regalii. Sound în short, găsit de Libdo. Avantaj din ce în ce mai mare. Nu, este peste tot spy leader. FNK și cu Mihnea, 2 vs 3. Libdo reușește fragul pe Mihnea, FNK. De unul singur scos de Light Dice. Execute on aim. MHN throws the nade, taken down by Libdo. And the entry comes in from the B side. Hybrid finds Regali. Terrorists win. And it's gonna be 12-7. Mă gândeam că o să fiu. Rene takes down one. Chris goes down. Rene with the double, doesn't get the triple though. MK trades. Regali takes down Libdo. There's one more player here. Here is Sound. They don't know where he is. Sound takes down MK. Light Dice is alone and Sound gets the double. Game Agents turn it around. 12-8. Molotov în short îl repoziționează pe Rene. Regali îl scoate pe MK. Picul în short din partea celor de la cartel. Sound ține de departe, însă Hybrid îl pune la pământ. Cristi este deja în window. Prinde pe FNK. Lași în Portugalia, poți să nu mor de foame, dar mai mult de atâta nu. Regali, picul în mid, cu polarul îl scoate pe Cristi. Entry-ul pentru Game Agents. FNK îl scoate pe Libdo, mai este un jucător acolo, este vorba de Light Dice, aproape FNK de double kill. Imediat Vlad, stai așa. Sound îl scoate pe Hybrid, avantaj din ce în ce mai mare pentru băieții la Game Agents. Am apa aici, de. FNK îl scoate pe Light Dice și aproape o rundă flawless din partea celor de la Game Agents. Îl ține Sound însă din spate, MK, pus la pământ de către Sound, Game Agents. Nouă runde la bătrânia. Rene ține short push-ul, tripla. Nu, este doar dubla pentru Rene, un frag pentru Sound. Dacă-ți băiți la pop cu ăla, să fac și eu tot să le fac reclamă, nu-i problemă. Light Dice scoate pe FNK, Mihnea vine cu trade-ul, Libdo este de unul singur. Scoate pe Rene, dar mai are încă 3 de scos. Oh, Mihnea din Prefire, două gloanțe pentru... Supalat, un singur frag pentru el. Hybrid vine cu trade-ul, FNK îl scoate pe Chris. A venit flash-ul aici din partea lui MK în CT. MK îl scoate pe FNK, ajunge la un 3 vs 3. Vine Rene cu două fraguri și rămâne doar Hybrid. 1 vs 3, Regali este cel care încheie această rundă, apără foarte bine aici. Sound îl găsește pe Hybrid, primul frag pentru el, double-ul, triple-ul pentru Sound, ce bine se întoarce aici jucătorul de la Game Agents, rămâne fără gloanțe și Chris reușește double kill-ul. Se dă de pe bomb plant, FNK vine cu un frag pe Light Dice, iar Chris este unul singur la bancă, scos de regalii. Ce bine! Chris avansează în site-ul B, Sound îl scoate pe Libido, Chris vine cu trade-ul regalii, scoate pe Chris. Avantaj pentru Game Agents, dar Light Dice se asigură că acesta cum nu sunt din ce au zis băieții.
Mignea scoate pe MK. Imagens în avantaj, FNK pus la pământ de hibrid, 2 vs 2, Rene îl găsește pe hibrid. Și Light Ties este unul singur, dar Rene este pregătit aici. Prefire-ul din part. Slows him down. MHL peaks, one frag for him, MK trades, Vitali comes in. Falls to Libido, but is FNK coming towards stairs, he sees Rene. Does take him down, FNK with the trade, almost the double, Light Dice in a 1v1. The nade doesn't take him down, Light Dice! Cartel are gonna split to A, Regali gets the entry on hybrid. FNK takes down Chris. The Majors have the advantage, MK almost falls, does fall to FNK. Almost a triple for him and he's really low, Light Dice takes him down, Libido takes down Mihnea, but Rene and Regali and... Știu și eu niște counter, mă fac și eu că știu niște counter. Da, așa, let's see what happens here. Regali takes down MK. Double for Regali. Game agents have the advantage. Chris takes down Rene. In a 3-on-3, Regali is watching City. Doesn't catch Chris. Peeks towards short. Sound is alone on the B side where Cartel are splitting. Sound is waiting, takes down Chris, he's tinked though. He has the utility. The flash doesn't do much. We're in a 3-on-2 in favor of game agents. Regali takes down hybrid and it's only Libido 1-on-3. He's getting cornered from every position, takes down Sound. Here's Mihnea coming down from apartments. He's defusing. Libido is not peeking. And we end the game in a very uneventful way. A ninja defuse, more or less, from...